Partidul Șor a contestat la Curtea Constituțională noua lege a pensiilor, adoptată la finalul anului trecut de majoritatea parlamentară PAS. Autorii sesizării, deputații Marina Tauber și Regina Apostolova, susțin că legea care stabilește, printre altele, majorarea vârstei de pensionare este scandaloasă și antipopulară, iar guvernarea vrea să-i lipsească pe oameni de dreptul de a beneficia de pensie la bătrânețe. Autorii sesizării depuse la Curtea Constituțională susțin că legea pensiilor votată de PAS conține o serie de încălcări fundamentale ale drepturilor omului prevăzute de Constituție. Pe lângă faptul că a fost majorată vârsta de pensionare până la 63 de ani, a fost mărit și stadiul de cotizare până la 34 de ani. Potrivit deputaților Șor, aceste modificări lovesc cel mai mult în femei, în contextul în care speranța de viață scade anual și puține dintre ele ajung să atingă acest stadiu de cotizare necesar. O altă prevedere scandaloasă, în opinia autorilor sesizării, este pensia anticipată pentru muncă îndelungată, stadiu în care nu au fost incluse mai multe perioade, cum ar fi studiile, serviciul militar și concediul de îngrijire al copilului. În realitate, practic, este imposibil să fie atinse aceste cifre. Persoana, în special femeile, nu ar trebui nici să studieze, nici să nască și să muncească toată viața pentru a putea ieși la pensie cu 2 ani mai devreme, se spune în comunicatul formațiunii. Decizia de a contesta legea pensiilor adoptată de majoritatea parlamentară a fost anunțată recent de liderul partidului Șor, Ilan Șor. Potrivit lui, guvernarea PAS continuă să-și bată joc de oameni care, tot din cauza PAS, sunt nevoiți să trăiască la limita supraviețuirii din cauza prețurilor mari și a condițiilor grele de trai. Politicianul a mai amintit că în 2020 deputații partidului Șor au elaborat un proiect de lege privind micșorarea vârstei de pensionare, care a și fost votat în același an, iar scopul modificării a fost de a-i ajuta pe bătrâni, care și așa o duc foarte greu. La scurt timp, Curtea Constituțională a confirmat printr-un comunicat de presă că a recepționat sesizarea formulată de deputații Regina Apostolova și Marina Tauber privind sistemul public de pensii. Reprezentanții înaltei curți amintesc de faptul că sesizările trebuie soluționate în termen de 6 luni de la data primirii materialelor. Iar unul dintre autorii legii pensiilor, deputatul PAS Dan Perciun, s-a arătat sigur că înalta curte va soluționa sesizarea în favoarea formațiunii pe care o reprezintă. Așteptăm decizia curții, dar nu am niciun dubiu că curtea o să confirme constituționalitatea acestui proiect de lege.